folosesc poveștile, dar îmi plac și cei ce doar știu să spună povești, mari povestitori anonimi, mari palavragii adunați în jurul paharelor ordinare de vodcă din Căciun, în care intră doar lumina neagră a desprețului. Care e relația ta cu oamenii ăștia, cu mari palavragii, și cât de, cât de bună e urechea ta? Problema mea e destul de simplu, cel puțin acum, o vreme de răgat, pot să o desfășesc. În provincie unde trăiesc, întotdeauna am scris pe zona filozofiei fragmentare. Mi-am pus la un moment dat problema ce tip de relație am eu cu cititorul, cu instituția cititorului, cum zicea unul mi-a dat unde pentru. Atunci scriam mai mult pentru sine și pentru un cititor care avea o anumită apetență pentru tematică, pentru ținite, pentru așa. Eram un tip destul de închis în acest cerc, în acest cerc al suficienței de sine, al elevației. Eram singur. Nu mi-am răspuns la nicio întrebare. Am avut șansa la un moment dat însă să descopăr, tocmai în fluxul prozei, o atitudine filozofică, un mod de a exprima mult mai clar, mai limpede și mai uman lucrurile și temele pe care registrul filozofiei le exprimă astfel, la Herimilă. Și atunci, pentru mine, asta a fost un fel de revelație. Mi-am dat seama și am scris primul meu roman, Avisez, dorind efectiv să spargă acest cerc al singurătății și să spun poveștile pe care doar situarea într-un plan spiritual și al reflecției nu reușeam să le spun. Am încercat prin proză și aspa să comunic mai mult despre mine, despre ceea ce percep eu senzorial în această lume, despre temerile mele, în acest cadru al prozei, prin aceste personaje și prin întreagă poveștile, pentru că ele te poartă. Îmi place și poezia. Îmi place tot ceea ce te poartă dincolo de aparențe sau de locul comun, care te face să fii mai autentic, să fii mai bun sau mai înțelept sau să simți o anumită adâncime a lucrurilor. Am căutat un proză și caut și acum, caut și prin scris și mă bucur când descoper la ceilalți o anumită viziune. Nu știu dacă răspunsul meu a fost foarte coerent, dar vă rog, și eu mă pierd. Nu, a fost chiar mai... Pe lângă asta, mai ești. A fost, prin această explicație, a fost mult mai expresiv. Cred că și lectura dumneavoastră, mi se pare mai, o suspectez, voluntar ternă, v-ați propus să fiți tern și inexpresiv, prin așa vă suspectez. Ca să vă scuzați eventualele stângăcii reale din text, probabil. Și eu care sperat că în ocazia Blecher noastră ne suspectăm de nimic. Am deja o anumită detașare. Până la un moment dat am greșit că este nu tot să te despați de produsele creative. Eu asta am făcut. Am scăpat din opresia acestei cărți. Acum este un corp care se... supune judecății tuturor, chiar și a mea. Care e relația ta cu jurnalul? Știu că ești un... Jurnalul... Împătimită. Dacă și țin și pe blog pe vreo 2 ani, că tot se vorbea acum și în anul de jurnal, țin pentru că se pare o scritură a autenticității și mie îmi place acest om interior, îmi place acest ton grav sau frivol sau daronesc al omului autentic. Și deși este considerată o scriitură marginală, un joc secund la literaturii, jurnalul pentru mine are virtuții remarcabile. Am maestri în Radu Petrescu, chiar și în Iubeșovărie, și admiră scriitura jurnalului. Și blogul am de 2 ani și mi-a pus această problemă a mea. Eu fiind în provincie, nu am avut acces la mediul literar, într-un severin. Dar, în schimb, interacționând cu oamenii, cu bloggerii, am avut foarte multe reacții la carte, la cartea de prost, la Avisez, de la ei. Reacții rapide, entuziaste sau critice, dar am avut și am cultivat această relaționare aproape personală cu cititorii. Eu l-am câștigat, vă rog să mă credeți, cititorul pas cu pas, om cu om. Am dat peste 200 de cărți, aproape în mână, aproape direct. Și am avut reacții de la acești oameni. Am avut și de la critici, dar, cum spuneam, mi s-a părut mult mai
mai faină această relație directă cu un cititor. Am spus această carte bazându-mă, calculând și tirajul, pe acest capital de cititori reale, anonim, necunoscuți, dar care știu că citesc. Și astăzi se citește destul de greu, mai avem timp de lectură și este o onoare și o bucurie să fie citit, fie și fragmentat. Mintea mea e redusă. M-aș bucura să fiu citit și fragmentat. Care e povestea că și cu cărți este ea? Că a apărut Abrumat, o editură care nu se prea omoară cu proza sau, mă rog, cu difuzarea cărților pe care le scoate. E formula cea mai comodă, mi-l dorește cam fiind un prieten, fiind o editură pe care o urmez și care are, are cărți de poezie foarte bună pe care și-o le citesc cu multă plăcere. Mi-a fost mult mai comod și a fost cea mai onorabilă dintre soluțiile care le aveam. Povestea cărții... Cea mai murmurabilă? E ca un murmur, onorabilă. Așa cum ziceam unei cărți. Cărții e atât de complicată, pe mine m-a apăsat în ultimul timp și am cam expediat-o, în sensul că am să scape pe vedea textul trenat de vreo 30 ani. Mă rog, este și o carte a unor multe confuzii de rute și anumite ore găsit. Mă rog, dacă asta... Asta și mai bine. Dacă mai bine.